Bună ziua tuturor! Sunt impresionat de prezența care este în această sală și cred că este prima oară când pot să mă adresez unui așa număr mare de oameni și cred că mai și odată vă întrebați de fapt cine este organizația Partida Rugilor Pre-Europa. Și ca să faceți o idee, această organizație este înființată în 1992, este cea mai bine organizată asociație la nivel național. Și cred că a venit timpul pentru o schimbare, să simte treaba asta, să zice că a apărut omul de acum 2 ani de zile și domnul Mircea Andrei a dovedit prin ceea ce a făcut și a demonstrat ceea ce se vede și acum în prezent. Scuzați-mă, sunt foarte emotiv și ce am notat aici, să știți că este de mine, nu este redactată de absolut. Și încerc să vă enumăr niște probleme care le avem la nivel de județul Argeș. Din toate partidele politice din județul Argeș, Alianța pentru Argeș și Mușel este singura forță politică care a venit cu o ofertă concretă și la obiect privind viitorul cetățenilor români de etnie romă, fapt pentru care birou permanent al Partidului Românilor Pre-Europa, filiala Argeș, a hotărât să îi se alăture și să lupte pentru rezolvarea problemelor sociale, economice și economice ale județului Argeș. În județul Argeș sunt aproximativ 50.000 de cetățeni români de etnie romă care așteaptă o schimbare. Se pare că schimbarea a venit și care vrea să rezolve problemele privind discriminarea, segregarea, educația, sănătatea, condițiile de locuit și, în final, să le dăm speranța că, în sfârșit, această schimbare va veni în folosul lor și al societății care conviețuim împreună. Noi, Partida Rugilor Pre-Europa, milităm pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea tradițiilor și valorilor materiale și spiritoare a minorității romilor, pentru respectarea drepturilor cetățenești și a drepturilor cetățenilor români de etnie romă din România, pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare, pentru promovarea egalității de șanse în competiția socială, pentru promovarea unui cadru social adecvat de bună conviețuire și de coeziune socială între populația romă și populația majoritară, pentru promovarea elitelor populației rome și recunoașterea socială a acestora și, în ultimul rând, pentru încurajarea spiritului de toleranță și a dialogului intercultural, precum și pentru promovarea respectului reciproc, înțelegerii și cooperării dintre cetățenii români de etnie romă și ceilalți indivizi, îndeosebi în domeniul educației, culturii și al mijloacelor de informare. Vreau ca în acest moment să cred că după 4 ani de zile ne vom revedea în același loc și că vom fi mândri de realizările bune pe care le vom face împreună, așa și că vom fi demn de încrederea care ne va fi acordată de populația județului Argeș. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumesc, domnule președinte!